foarte mult pentru prezență. Sunt mai multe subiecte pe care aș vrea să le tratez astăzi în fața dumneavoastră. Unul, pentru că este de dată recentă, acum câteva minute, Curtea Constituțională ne-a informat cu privire la soluționarea contestației pe care Partidul Democrat Liberal a înaintat-o acestei curți. Rezultatul știți cu toții, l-am anticipat. Săptămâna trecută, chiar în conferință de presă, răspundeam la o întrebare a dumneavoastră vis-a-vis de această sesizare și spuneam că la adresa curții nu trebuie înaintate glume proaste, ci trebuie făcute sesizări care să respecte rangul acestei instituții. Salut decizia Curții Constituționale privitoare la programul pentru referendum. Stimați telespectatori, veți vota între orele 7 dimineața și 23 seara, așa cum prevede legea, lucrul acesta fiind în concordanță cu deciziile Curții Constituționale. Și spun asta pentru că, și citez, Curtea Constituțională în decizia din 10 iulie pe legea referendumului a spus următoarele. Participarea la referendum a majorității cetățenilor reprezintă un act de responsabilitate civică prin care corpul electoral urmează să se pronunțe cu privire la sancționarea sau nu a președintelui României, având posibilitatea demiterii sau a menținerii acestuia din funcție. Încă o dată țin să subliniez jocul ridicol pe care Partidul Democrat Liberal îl face. Vreau să vă aduc doar două exemple în sprijinul acestei afirmații, două exemple de declarații ale președintelui Traian Băsescu, președintele suspendat al României. Dacă acum ceva vreme domnia sa spunea că n-ar impune pentru nimic în lume un quorum pentru a valida un referendum, pentru că în aceste condiții ar fi nevoie de vot obligatoriu pentru români, astăzi Traian Băsescu ne anunță că va boicota referendumul și va cere tuturor electorilor săi, alegătorilor săi, să stea acasă. Considerăm că este un îndemn la boicotare, un îndemn la nerespectarea legii, la nerespectarea legii referendumului, cât și a decizii Curții Constituționale, îndemn care are conotații de natură penală. De asemenea, un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau și mi se pare extrem de relevant este legat de participarea la referendum. Dacă la începutul acestei campanii președintele Traian Băsescu, neștiind care vor fi cifrele estimate privitoare la prezența la referendum, îndemna, chiar contrar celor spuse de Partidul Democrat Liberal, îi îndemna pe români să meargă la vot astăzi, vedeți dovada ipocriziei domniei sale, încurajând lumea la un gest care viciază procesul electoral și rezultatul referendumului. De asemenea, vreau să vă aduc foarte pe scurt la cunoștință faptul că ieri în biroul electoral de municipiu s-au luat două decizii extrem de importante. Una este cu privire la contestația pe care PNL-ul a înaintat-o, cu privire la folosirea de către Traian Băsescu în campania electorală a simbolurilor naționale, vorbim de stema României și de tricolor, și biroul electoral municipal a decis că în mod ilegal Traian Băsescu folosește aceste însemne electorale și a decis pe cale de consecință înlăturarea tuturor însemnelor naționale din materialele pe care domnia sa le folosește. Ca atare mă aștept să iasă în conferință de presă pe alt fundal și nu pe coperta Constituției care conține tricolorul României și stema națională. Și o altă decizie extrem de importantă se referă la o sesizare pe care Partidul Conservator a făcut-o la biroul electoral municipal cu niște materiale, flyere, distribuite de Partidul Democrat Liberal cu persoana domnului Voiculescu, care evident nu face subiectul acestei campanii electorale, fiind folosite fără drept imagini cu alte persoane care nu sunt subiect al campaniei de referendum. Acestea sunt subiectele referitoare la deciziile BEM-ului și mai am un singur apel de făcut și o solicitare în numele USL-ului, care cere organelor abilitate din județele Constanța, Sibiu, Iași, Suceava, Cluj și Arad să se autosesizeze cu privire la declarațiile pe care unii primari ai Partidului Democrat Liberal le-au făcut astăzi, intenționând și spunând foarte ferm că prin diverse tactici vor împiedica oamenii să se prezinte la referendum. Articolul 52, aliniatul 1, din legea 3 pe 2000, lege care reglementează referendumul național,
spune așa și citez, împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a participa la referendum se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Solicităm parchetelor abilitate, instituțiilor publice abilitate, să ia măsuri față de aceste declarații făcute de primar, probele le aveți pe site-ul gândul.info, gândul.info, informații publicate în baza unei investigații jurnalistice din data de astăzi, 23 iulie 2012, motiv pentru care aștept să văd care vor fi reacțiile parchetelor din România pe acest subiect, pentru că eu consider că a venit vremea în care infracțiunile electorale să fie luate foarte în serios, pentru că ne dorim cu toții, atât la nivel intern, cât și să respectăm dorințele Comisiei Europene de a avea un proces electoral, un referendum cât se poate de corect și fără suspiciune de fraudare sau de săvârșire a unor infracțiuni prin care se împiedică exercitarea dreptului la vot. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. Au fost 2 sesizări făcute de Partidul Democrat Liberal pe 2 legi distincte. Într-una se spunea foarte clar că programul este stabilit prin lege și era un amendament prin care acest program a fost stabilit între orele 7 și 23. Ca atare, Curtea confirmă constituționalitatea stabilirii prin lege de către parlamentari, nu de către executiv, a programului referendumului. Deci legea aceasta care este în vigoare stipulează foarte clar programul în baza căruia alegătorii din România vor veni la vot. A respins ca inadmisibile sesizările Partidului Democrat Liberal. O să vedem motivarea, dacă există informații suplimentare în privința considerentelor, le vom afla la momentul la care se va redacta hotărârea Curții Constituționale. Atât, mulțumesc frumos! Zi bună! Dacă trebuie să ies așa...